Declaraie revoltătoare a lui Mario Vargas Llosa, uciderea jurnaliștilor e cauzat de libertatea presei. Scriitorul peruan Mario Vargas Llosa, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a generat controverse în Mexic, spunând că asasinarea a peste 100 de jurnali sublinierei în această țară în ultimul deceniu a fost cauzat de o extindere a libertății presei, scrie The Guardian. Există mai mare libertate a presei în Mexic astăzi decât exista în urmă cu 20 de ani, fără îndoială, a spus scriitorul, luni, în cadrul unui interviu. Anul trecut, 12 jurnale sublinierei au fost uciși sublinierei în Mexic, acest total fiind egal cu cel înregistrat în Siria. Organizația Reporteri Fere Frontiere a clasat Mexicul pe locul 147 din 180 în privința indicelui World Press Freedom de anul trecut. Vargas Llosa a sugerat că numărul deceselor este un indiciu potrivit căruia libertatea presei crește subliniere. Faptul că peste 100 de jurnale sublinierei au fost uciși sublinierei este cauzat, în mare parte, de libertatea presei de astăzi, care le permite jurnalei sublinierătilor să spună lucruri care nu erau permise anterior. Traficul de droguri joacă un rol central în toată această poveste, a spus el. Comentariile scriitorului au generat reacții rapide din partea reporterilor mexicani, care l-au criticat pe Llosa, scrie News. Niciun cuvânt de empatie sublinierei cu atât mai puțin despre infracțiunile organizate de cei aflați la putere, a scris un reporter pe Twitter. Vargas Llosa a fost criticat sublinierei pentru ce a sugerat că traficanții de droguri sunt principala sursă de violență împotriva presei din Mexic. Politicieni sublinierei funcționari publici din Mexic au o istorie îndelungată de amenințări, intimidări sublinierei chiar de ordonarea unor atacuri asupra reporterilor. Anul trecut, a fost dezvăluit că guvernul acestei țări a folosit un software de spionare împotriva reporterilor sublinierei activi sublinierătilor. Aceasta nu este prima dată când Vargas Llosa a iscat controverse. Într-o rubrică semnată în ziarul spaniol El País, el a criticat feminismul, numindu-l cel mai determinat sublinieră-man al literaturii, care caută să o decontamineze de machism, multiple prejudecii sublinierei de imoralități. Mario Vargas Llosa s-a născut în 1936 la Arequipa, în Peru, sublinierei a copilărit în Bolivia împreună cu mama sublinierei bunicii materni. Între 1950 sublinierei 1952 a urmat cursurile unei subliniere coli militare din Lima, experienc descris în primul său roman, Ora sublinierei sublinierei câinii. În 1955, Llosa s-a căsătorit cu omnetul subliniere, Julia Orquidi, de care a divorcat în 1964, pentru ca, un an mai târziu, să se însoare cu veri subliniere oara lui, Patricia. Ora sublinierei sublinierei câinii 1963 este una dintre cele mai cunoscute cerci ale sale,
care explorează structurile puterii politice din America Latină. Printre titlurile semnate de scriitorul sud-american se numără volumele Casa Verde, Conversație la Catedral, Războiul Sfârșit sublinierei lumii, Cine l-a ucis pe Palomino Molero, Metu sublinierea Juria sublinierei Condeierul sublinierei Retecerile Fetei Nesbuite. În 2010, a fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatură.